Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Scobioala, vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Republica Moldova se află la coada clasamentelor mondiale cu privire la inovație sau educație, asta în pofida faptului că avem copii capabili și talentați, la fel ca cei din țările industrializate. Pentru a schimba această realitate, a fost lansat un proiect special de care va beneficia fiecare al patrulea elev din țară, adică 80.000 de copii și tineri. Detalii despre acest proiect vă invit să aflați în continuare. Copiii și adolescenții vor fi pregătiți pentru profesiile viitorului prin intermediul proiectului 22. Programul își propune să pună în valoare capitalul uman al Republicii Moldova și să crească pe termen lung o generație de oameni care să creeze aici, acasă, produse și servicii pentru a răspunde provocărilor naționale și globale. Proiectul 22 este una dintre cele mai ambițioase inițiative care este organizată pe platforma Techville cu suportul Asociației Naționale a Companiilor IT. De fapt, ceea ce vrem să facem, de fiecare dată mergem la donatori, rugăm, haideți să ne ajutăm, hai să vedem cum să facem educația sau alte proiecte mai bune în Republica Moldova. De fapt, acum noi vrem ca fiecare cetățean, fiecare care este aici sau în afară, să poată contribui la această educație, să oferim cursuri de calitate, de tip Techwell Academy Kids sau Techwell, să oferim dotări care vor merge în școli și care vor ajunge practic la fiecare al patrulea copil. De obicei, la Techwell se zice că lumea elitistă vine. Noi vrem ca fiecare să aibă acces la educație de calitate și la educație IT, chiar de la primele din primele bănci ale școlii. Noi vrem să transformăm educația din Moldova. Asta presupune să oferim cursuri care să fie relevante pentru carierele din viitor. Avem peste 10 cursuri în 4 domenii. Aceste cursuri vor fi livrate în mare parte online, deci oricine va putea accesa aceste cursuri online, gratuit. Avem nevoie doar de o conexiune la internet și un calculator. Pentru ca inițiatorii să ducă la bun sfârșit proiectul, este nevoie de jumătate de milion de euro. Banii urmează să fie acumulați din trei surse: crowdfunding, sponsorizări corporative și granturi. Ne-am pus un target nu foarte mare acum. Ne-am pus un target de jumătate de milion, de fapt. Deci nu este extrem de mult. Însă de-aia vrem să începem cu pași mici ca să putem să mergem mai mare în viitor. Din acești bani vor fi instruiți elevii și profesorii și va fi procurat utilaj modern pentru a dota sălile de clasă. Noi vrem să atragem acești 80.000 de elevi până în 2022, adică asta este ținta noastră, dar asta nu înseamnă că și mai mulți oameni ar putea să acceseze aceste cursuri. De asemenea, proiectul 22 presupune și instruiri pentru 2200 de profesori. Noi vrem să învățăm profesorii să instruim cum să livreze aceste cursuri online. Noi trebuie să lucrăm cu ei pentru ca ei, la rândul lor, să atragă elevii. Vrem să instruim profesori pentru că ei sunt cheia, de fapt, cunoașterei, inclusiv și a elevilor. Vrem să instruim și elevi, deci prin intermediul profesorului și nu doar. Vrem să dezvoltăm conținut digital online, așa cum se întâmplă în toată lumea, localizat aici, în Republica Moldova. Și vrem să dotăm școlile cu puțin echipament, dar să-l dotăm așa ca fiecare să aibă acces la anumite tehnologii informaționale. În cadrul liceului Mircea Eliade din Chișinău au fost implementate proiecte similare. Elevii au fost interesați, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Avem cerc de robotică care merg aparte și avem în clasa a șaptea, iată, cele trei de clasa a șaptea sunt exponenții claselor a șaptea care au oră opțională la robotică. Avem un cerc cu roboti care alții se ocupă mai profesionist, spun așa, și de asemenea am încercat să implementăm ore de robotică la educația tehnologică în clasele primare. Să vă spun că la orele cele de robotică în clasele primare este o atmosferă de nedescris, fiindcă copiilor le place ce face, se interesează de tot și apare competiția între ei, că vor toți să ajungă robotul la timp în locul destinat și așa mai departe. Adică și prin asta noi învățăm mai departe și noțiuni de fizică și noțiuni de alte domenii. Asta este ideea principală. În primul rând își dezvoltă creativitatea, văd toate experimentele fizice, chimice, le văd în practică, de unde și copilul mai ușor asimilează și mai ușor poate să înțeleagă aceste fenomene sau aceste lucruri care se petrec în natură. Copilul când vede ce face acest robot sau când el își pune problema cum să implementez
acest fenomen cu ajutorul robotului, altfel studiază problema. Și chiar am avut cazuri de acestea când ei nu s-au limitat la manuale. Deci au luat enciclopedii, au vorbit cu specialiștii, cum să facă altfel. Asta este ceea ce ne propunem. Spuneați de rezultate, chiar unii o să vadă rezultatele cu mult mai târziu, dar ce știm la sigur, la nimeni nu o să le încurce. Copiii susțin că astfel reușesc să învețe mai multe lucruri noi. În viitorul apropiat se spune că mai mult ne bazăm pe tehnologie și încercăm să devenim mai apropiați de viitor. Timp ce lucrăm, ne și distrăm. Am învățat noi să fac programe și să dezvolt roboții mai mult decât în precedent. Cursurile online vor fi structurate în 30 de sesiuni, a câte 15 minute. Odată la 3 luni, beneficiare se vor deplasa în 6 locații din toată țara pentru a participa la câte o lecție practică. Programul 22 va fi implementat până în anul 2022. Am revenit în platou, discutăm în continuare cu invitații din această seară. Este vorba despre doamna Ana Chiriță, director executiv Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC. Vă spunem bună seara! Bună seara! Domnul Vitali Tarlev, secretar de stat domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor. Vă spunem bună seara! Bună seara! Și domnul Grigore Vasilache, director instituției publice Liceul Teoretic Mircea Eliade. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră cei de acasă să participați la discuții. Așteptăm întrebări și comentarii pe marginea acestui subiect, pe pagina de Facebook TVR Moldova, acolo unde și emitem live această emisiune. Doamna Chiriță, aș vrea inițial să ne spuneți dumneavoastră despre acea idee, de unde, care sunt iarăși motivele care v-au dus la crearea și ulterior deja primii pași implementarea acestui mare proiect. Fiecare idee, de fapt, vine din ceva care l-am făcut sau de care vine să rezolve o problemă pe care avem noi personal sau o avem ca comunitate. Pe parcursul ultimilor ani am implementat mai multe proiecte legate de educație, unul sau cel mai mare fiind, de fapt, TechWheel, de care foarte multă lume a auzit și de care foarte multă lume beneficiază. Atunci când zic foarte multă lume, este vorba de, în 2 ani, circa 18.000 de beneficiari, dintre care sunt lunar, circa 500-600 de copii care vin să frecventeze anumite cursuri de orientare și de îmbrățișare a carierei în IT, combinate cu lecții de engleză, cu lecții de artă, combinate cu lecții creative, deci tehnologii și creații. Noi nu mai încăpem în pereții TechWheel, pentru că nu mai încăpem. Deci sunt foarte mulți care solicită aceste inițiative. Sunt circa 15 sau 16 programe în derulare, vor mai fi și altele, iar am zis că de ce nu am putea să transferăm aceste cunoștințe și să cuprindem mai multă lume în afara pereților TechWheel, dar să nu o numim neapărat TechWheel. Deci am zis că haideți să o numim 22, pentru că vine de educația din secolul 21. Sunt foarte multe cifre legate de 21. Deci sunt foarte multe cifre legate de 22 pe care le-am pus inclusiv și în toate single paper-uri și pe care le-ați auzit. Și am zis că am vrea să atingem cât mai mulți copii posibil. Am stat cu echipa, am făcut careva calcule, am încercat să vedem ce am putea să livrăm astfel ca să ajungem cât mai departe și în cât mai multe localități. De aia și colegii mei în reportaj s-au văzut, s-au menționat despre educație digitală online, despre cursuri oferite online, despre cursuri oferite offline. Deci o combinație de diferite activități pe baza modelului TechWheel, pe baza platformei TechWheel, care ulterior ar putea să cuprindă cât mai mulți. Pentru că, până la urmă, ideea este că avem și noi, fiecare dintre noi avem copii. Noi vrem ca ei să reușească, noi vrem ca ei să ajungă undeva, noi vrem ca ei să facă modificări și să schimbe lucrurile, să le facă altfel decât le-am făcut noi și ca să le schimbe aici în țară. Respectiv, pentru asta, noi nu știm ce cunoștințe vor avea ei nevoie în viitor. Încercăm să le oferim un set de abilități și de activități care ar putea să-i pregătească pentru viață. Pentru o viață diferită, pentru că o parte din profesiile de astăzi nu vor exista pentru următoarele generații. Atunci când vorbim despre acele cursuri pe care le oferiți astăzi la TechWheel și acele cursuri care vor fi oferite în cadrul proiectului 22, care de fapt este marea diferență? Prin ce se deosebesc? Diferența este că în prezent capacitatea pe care o avem este pentru 500-600 de copii, așa cum am menționat la început.
Asta înseamnă că fiecare copil care vine, de fapt, este cumva elitist. El, de fapt, plătește pentru aceste cursuri. Noi am vrea să... De ce este o campanie de commitment? Pentru că am vrea să adunăm anumite fonduri, nu doar din ale noastre, deci să vedem până la cât am putea să mergem. Noi vom meciui sau vom adăuga resurse și de la noi pentru ca să avem o campanie socială. Deci aceste cursuri și aceste echipamente vor fi oferite absolut gratuit. Am primit foarte des întrebări de ce nu mergem direct la donatori pentru ca, sau doar la sector privat, ca să strângem aceste fonduri, de ce ar trebui să facem un commitment sourcing. Până la urmă, noi considerăm că în secolul 22, astăzi, chestiile de commitment care ating fiecare persoană, ating fiecare inimă, să zicem așa, sunt foarte importante. În studiile noastre, educația s-a arătat a fi una dintre cele mai dureroase probleme. Respectiv de aia am zis că am vrea un commitment. Până la urmă, nu aș vrea să deschid paranteze, dar părinții plătesc la școală, la nu știu unde, la grădiniță și așa mai departe. Dacă întrebăm cât de mulțumiți sunt, nu știu, sunt mulțumiți. Dacă întrebăm, dacă ar vrea mai mult, sunt sigură că ar spune că ar vrea mai mult. Iar noi vrem să le oferim acest lucru prin componenta că atragem cât mai mult să fie implicați în acest proces. Vom avea și un reportaj cu câteva păreri ale cetățenilor, inclusiv profesori, inclusiv câțiva părinți pe care am reușit să-i prindem mergând spre serviciu. O să-i auzim în câteva minute. Domnule Tarle, dacă este să vorbim despre efectul de lungă durată al acestui proiect. Nu știu dacă putem să mergem exact până în secolul 22 acum, ca să ne dăm seama care ar putea fi efectele de atunci. Dar, oricum, efectele cel puțin din 2022 până atunci când acest proiect se vrea implementat deja în țara noastră? Noi avem obligația să privim în viitor și de asta am salutat inițiativa colegilor din sectorul privat care a venit cu așa un angajament. Este totuși un proiect care se dezvoltă și cu suportul, în primul rând, suportul sectorului privat din țară. Și pe noi ne bucură, reprezentând veriga guvernamentală, pe noi ne bucură. În ultimii ani am avut o atenție constantă acordată acestui sector, anume din perspectiva viitorului. Noi înțelegem foarte bine încotro se mișcă procesul tehnologic, foarte repede ne-am adaptat în ultimii 20 de ani la schimbări care erau inimaginabile ceva ani în urmă. Și la fel, privind în viitor, am avut o politică dedicată sectorului IT. Proiectul 22 vine să adreseze una din provocările cele mai mari, care este resursa umană. Noi am reușit cu legislația privind parcurile IT. Proiectul Techwell este unul de succes care e realizat pe baza de parteneriat între mai mulți stakeholderi care au împărtășit aceleași îngrijorări. Este un proiect de succes, vrem să-l scalăm la nivel național și vrem să rezolvăm problema principală a sectorului IT de mâine. Problema resursei umane, pregătind azi copiii să fie mai creativi, mai deschiși, dându-le încredere copiilor că nu e obligatoriu să fii tare la informatică sau la matematică pentru a reuși în acest sector. Noi lărgim acea bază socială, cei care mâine vor crea produse, vor deschide mici companii aici în țară, poate și mari companii și ne punem mari speranță că parteneriatul acesta dintre sector privat, părinți, cum spunea Ana, de acel commitment, de fapt este vorba de un angajament nu doar al părinților și al industriei, este vorba de un angajament al tuturor celor care se privesc în viitor. Trebuie să ne rezolvăm problemele care stau pe următoarea agendă. Resursa umană trebuie să fie ridicată la nivelul să corespundă zilei de mâine. Doamne Vasilache, dumneavoastră sunteți una din persoanele care a înțeles necesitatea acestui proiect, inclusiv din simplu fapt că sunteți și partea Consiliului Local al proiectului și ați și implementat asemenea proiecte la liceul dumneavoastră, după cum am văzut mai devreme în reportaj. Vedeți de ce e bine să introducem asemenea cursuri, să le oferim asemenea cursuri elevilor, mai ales de la o vârstă, iarăși, relativ fragedă, ar spune unii. Domnul Tarle spunea mai devreme că factorul uman este foarte important și o să avem mare nevoie de acest lucru. Vreau să vă zic că de acum este această nevoie. Persoane în IT, dacă ar fi acum la o ședință care l-a avut domnul ministru Gaburici și dumneavoastră erați când persoanele din IT au spus așa: dați-ne 100.000 de programatori și noi acum le dăm de lucru.
Asta eu cred că spune ceva și ar trebui să ne spună că avem de lucru la acest capitol. În informatică, părerea mea că este calea unde noi putem ieși din criza noastră care avem în Republica Moldova. Cu informaticieni buni, cu lucruri mari în informatică. Am repetat lucrurile astea de multe ori și atunci când în 85 s-a început introducerea informaticii în școală, fiindcă lucrurile astea tot au ajutat ceva. După aceea, mult când s-a trecut în clasa 7-a studierea informaticii, acum încercăm să o coborâm și mai jos și mă bucur că la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării să înțelege acest lucru și să fac pași concreți. Acest domeniu este un domeniu care ne poate salva. Din acest motiv, noi trebuie să încercăm să facem tot posibilul ca cât mai multă lume să fie parte a acestui domeniu. Când zic lume, da, am în vedere din tâi de la copii. Fiindcă acei copii care începa, ei nu își dau seama că fac careva programe. Ei lucrează cu robotul, vor să facă în așa fel ca acela robot să-l asculte pe el. Dar el de acum are careva abilități care, cum spunea și Ana mai devreme, sperăm noi că îi vor ajuta în viitor, indiferent ce specialitate vom îmbrățișa. Dumneavoastră fiind din sistem, și vorbind acum la general, nu neapărat despre liceul dumneavoastră, cât de adaptat este curicula școlară pentru a oferi copiilor acele profesii ale viitorului? Ați ridicat o problemă mare și eu știu cam în care direcție vreți să o luați. Eu sunt unul din autorii curiculumului unde era limbajul de programare Pascal și dacă vreți vă demonstrez acuși că nu-i nimic rău în asta, dar nu știu dacă e scopul emisiunii, însă cu toată lumea care am discutat până acum la acest capitol, până la urmă a fost înțeles de toți. Și mă bucur că am și exemple, chiar cu clasa de elevi. Eu am acum clasa 10, unde la început anul ne-a pus problema. Ce învățăm? Pascal, C, Python, ce doriți? Ca până la urmă am ajuns și ne-am oprit la Pascal. Bun, argumentele sunt altele. Nu contează ce îi învățăm în cazul nostru la școală, în care limbaj de programare. Contează ce îi învățăm. Contează ca el să știe cum se creează un program, ca el să știe cum se introduc datele și multe, multe toate celelalte cărți. Ăsta este principalul. Dar orice elev, de la limbajul de programare Pascal la oricare alt limbaj de programare, trece foarte rapid. De ce totuși Pascalul ne ținem, cum zic unii de el? Din simplu motiv. Avem manuale și avem profesori pregătiți. Iată, dacă noi, inclusiv cu acest proiect, o să pregătim profesori și în alte, inclusiv și cu alte limbaje de programare și cu alte lucruri, atunci da, sigur că da, cu toate că și acum, în curriculum e scris negru pe alb. Limbajul de programare îl decide profesor. Dar, vă zic, profesorii aleg acest limbaj, au manuale unde se pot conduce de ele. Și respectiv elevilor le mai ușor când le-au spus problema numărul 7 de la pagina 12 sau când trebuie să dicteze ceva adăugător. Pe de altă parte, acum chiar am avea mare păcat să spunem că n-am putea să trecem la alte limbaje de programare, fiind vorba despre liceul nostru și aceeași clasă despre care vă vorbeam, eu paralel am făcut în academia care o avem la liceu de la netacat.com, în această academie este și limbajul de programare. Deci eu i-am înscris pe toți doritorii care vor să învețe limbajul C, i-am înscris acolo. Eu numai la nivel de consultanții, dacă ceva nu li-e clar. Așa mergem pe baza limbajului Pascal, din simplu motiv că multă lume vor dori, ei de acum știu că doresc să susțină examenul la bacalaureat. Acolo sunt și variante unde s-ar putea și cu C, dar le-am zis mai bine să nu riscăm. Doamna Hristie, iarăși, ce părere aveți referitor la această întrebare? Și inclusiv în cadrul proiectului se vorbește despre o transformare a educației. Ce ar presupune inclusiv această transformare? Ok, dacă am putea să revenim la limbajul Pascal, ideea este, poate să-l completez doar pe domnul Vasilache, că de fapt lumea învață algoritmică și nu doar că sunt profesori, dar există, limbajul Pascal are o anumită formă de gândire diferită decât celelalte, care nu neapărat este înțeleasă de foarte multă lume. Pe de altă parte, setul de cunoștințe care îl necesită astăzi o persoană este mult mai larg. Deci dacă vorbim de domeniul IT, aici te înveți algoritmi, proceduri și așa mai departe,
există alte domenii care pot să-ți ofere, să-ți deschidă mai multe uși. Domnul Vasilache a menționat despre robotică, why not? Domnul Vasilache a menționat despre, nu știu, dacă aveți 3D printere sau altceva, probabil le veți avea în curând. Deci sunt foarte multe tehnologii care, de fapt, astăzi îți oferă posibilitatea de a gândi altfel. Nu neapărat că ai să le aplici în viață pe toate, dar ele descoperă, te ajută să descoperi. Mai există și partea de digital sau de digital literacy și de skill-uri pe care copiii, aș vrea să vă spun, deci dacă Pascal se învață într-a șaptea, domnul Vasilache? A opta? A noua deja? Wow! Foarte mulți deja știu să mănuiască calculatorul mult mai devreme și atunci este păcat că nu le oferim acele tool-uri sau acele instrumente pentru ca ei să se descopere pe sine însăși. Adică ei să poată învăța fizică distractivă sau matematică distractivă sau aceeași digital literacy curriculum de mult mai devreme. Pentru că nu este necesar să ajungi la universitate ca să înveți cum să culegi un text sau altceva. Deci nu este necesar să ajungi. Noi vorbim despre domenii de creativitate. În ziua de astăzi nu este important să știi atâta teorie, pe cât este important să știi să te descurci. Iar diferite instrumente pe care le oferim și la Tech Wheel Academy și pe care sperăm să le putem oferi în cadrul proiectului 22, îți oferă posibilitatea să încerci diferite lucruri, să gândești altfel, să ai o părere, să asculți de alte, să lucrezi în echipă, pentru că astea sunt chestii foarte importante pe care trebuie să le înveți. Noi vom aduce concepte de artificial intelligence, deci foarte mulți vorbesc. Guvernele semnează tratate la nivel de state, la nivel de Uniunea Europeană. Dar noi știm ce înseamnă asta. Do we know? Eu nu sunt sigură că noi știm și cunoaștem. Da, eu sunt de acord. Respectiv, avem varianta A, să închidem toate ușile și să zicem că calculatorul strică ochii sau ceva. Râdeți, dar există foarte multe paradigme de genul ăsta și cred că careva dintre profesorii dumneavoastră sau din părinți ar putea să spună și chestia asta. Sau B, să învățăm cum să utilizăm calculatorul. Mai este și altă chestie. De copiii stau în internet, mă iertați, dar de la 3-4 ani, eu am 3 copii, aia de 10 deja știe mai multe programe ca mine în telefonul său și totul este așa. Uh-huh. Pentru că ei folosesc tablete și telefoane smartphone. Ori datoria noastră cel puțin este să le oferim programe prin care ei pot să învețe ceva sau aplicații prin care ei pot să învețe ceva și nu doar cum să utilizeze rețele de social media sau Musical.ly sau Instagram sau nu știu ce. Și aia e ok. Dar de ce nu adăugăm Photoshop-ul sau ceva unde ei pot să fotografeze, să filmeze, să stilizeze anumite chestii? Pentru că poate până la urmă nu toți vor fi programatori. Dar poate vor fi designer, poate vor fi altceva. Deci există o multitudine de profesii care se deschid prin faptul că gândim altfel și că oferim altele. Noi nu trebuie să ne temem de tehnologii pentru că ele oricum vin înspre noi. Da, vrem să le oferim această inițiere, să cunoască exact. Sau de level, safety online, asta este în general o chestie separată despre care putem să zicem. Și o subiect separat, da, domnule secretar de stat, vă rog. Eu aș completa puțin aici. Noi vorbim în general despre o societate modernă care astăzi este un termen bine acreditat, bine primit de toți. În diverse state, guverne se lucrează pe anumite scenarii. Noi tot avem Republica Moldova, o viziune care se implementează în acest sens. Moldova Digitală 2020, un program care are patru piloni, cel puțin patru direcții, dintre care una a avut cele mai mari complicații. Sistemul educației, skills-urile sau skills gaps. Au fost mai multe tentative și vreau să vă spun că acum de câteva luni avem o înțelegere deplină în cadrul Ministerului Educației, că despre educație vorbim, unde ne s-a deschis o oportunitate, avem deja o echipă bine formată și se lucrează la acest proces pentru a coborî nivelul de instruire digitală, educație digitală, chiar începând din clasa 1 și sunt aproape sigur că deja suntem pe ultima sută de metri și vom putea reveni la acest subiect chiar de la 1 septembrie. Cel puțin în cadrul Moldova City Summit, ediția din acest an care a fost dedicată educației digitale, anunț a fost făcut public, acum se lucrează pe câteva paliere. Ceea ce vine să se întâmple este educația digitală începând din clasa 1, ca cei copii care deja vin în școală să găsească răspunsuri la întrebările pe care ei le au, ce îi deranjează pe ei.
Este vorba despre la ce folosește internetul ca să fie cu folos, cum să folosești mai sigur, cum să protejezi online și alte elemente care vin complementare ceea ce numim educație digitală. Mai mult ca atât, proiecte care vin din partea comunității, cum ar fi proiectul 22, trebuie să fie un generator de conținut educațional, la care de asemenea există un angajament ferm în cadrul Ministerului Educației și noi care reprezentăm industria IT și comunicații, am reușit să ne creăm această platformă ca să deschidem ușile școlilor pentru alt fel de conținut care este generat în diverse sectoare. Nu este suficient doar ceea ce îți propune profesorul școlar care face aceasta de ani de zile. Tot timpul este loc pentru ceva nou, inovativ și aici privim cu speranță la o simbioză dintre programele guvernamentale, dintre angajamentul deja Ministerul Educației, v-am spus, este pe ultima sută de metri, și ceea ce vine să se creeze în proiecte similare cu 22. Vom stimula și suntem în dialog permanent cu industria și vom stimula, desigur, acest proces ca să existe acel angajament. Ce ne-am propus, mai mult ca atât, și aici voi repeta o pe Ana, dar voi spune ca să fie mai bine realizat acest lucru. Vrem o participare largă a întregii societăți, a comunității, a părinților, ca să înțeleagă. Odată pornit acest proces, guvernul va prelua și guvernul va asigura durabilitatea lui în timp, în anul bugetar următor sau care vine după. Dar avem nevoie de acest suflu inovativ, de asemenea echipe tinere care vin cu altă abordare ca să aducem conținut educațional ce targetează, ce se focusează pe industria IT, IT inovații, creație, deoarece scopul este să răspundem necesităților copiilor, ei să știe că școala este acolo unde este tot ce este nou, unde învăț ceea ce îmi trebuie și pentru asta nu trebuie să fug de la școală ca după lecții să am acces la calculatorul părinților, să văd ceva nou, să văd. El trebuie în școală să găsească acest lucru. Și spre fericirea tuturor avem masa critică, cel puțin pe dimensiunea guvernamentală și a industriei, și suntem siguri că părinții, că societatea în general vor accepta genul dat de campanie, de implicare, de angajament social, cum îl numim noi. Eu chiar vreau să vă aflăm acum părerea părinților, ce părere au, da, nu neapărat părinții, dar cetățenii despre actuala curriculă școlară și dacă văd necesar un astfel de proiect, vă invit să aflați în continuare. Generațiile de acum e bine venit, robotica și tot ce născut și tăi acum. Eu sunt pentru, fiindcă ei sunt dezvoltați într-un domeniu de informatic mai mult. Toți copiii. E bine venit, dar nu numai asta. Adică să fie și asta, dar să fie și teoria care a fost până acum. Am un copil în clasa a patra, eu nu consider că are dispune de materialul care ar pregăti-o pentru viață. Eu cred că trebuie să se pună accent pe relaționare, interacționare umană, dialog, comunicare, mai puțin pe tehnologie, că ei au tehnologie din toate părțile. Mm-hmm. Nu cred că asta e un punct prioritar acum. Cred că ce mi-e necesar, părerea mea, e biblioteca. Că dacă omul se duce în bibliotecă și studiază, deci uitați-vă câți oameni învățați iluștri au ieșit din anii mei, mă rog, mai înainte, după mine, profesorii cei care erau cu de acum care sunt în vârstă, așa, care aveau o pregătire extraordinară de bună, mă rog, ei se duc, dar alții în loc noi nu avem. Noi nu avem. Și nu știu ce ar să spunească cu robotul ăștia la Institutul de Medicină. Eu spun că mici copii care de-abia de-am, pe la 3-4 ani de-abia de-am încep să aibă interesul să față de computerizare. Asta e interesul, acum e evoluția anume supra computerizării și robotificarea. Da, eu cred că e tare bine. Cred că lucrurile astea, dacă le prezinți ușor la copii, ea să le însușeze și asta e viitorul. Studii în domeniul roboții sau tehnologii informaționale, evident, reprezintă o anumită specializare, da, în domeniul activitate. Eu consider că asta trebuie totuși să fie o alegere, adică a elevilor în termeni specializare, dar nu poți să știi ce anume reprezintă, da, și ce vrei până ce nu încerci. Totodată o mică introducere, un curs, așa să spunem, mai general în domeniu, dar eu cred că la nimeni nu o să încurce chiar și în timpul școlii.
Așa, dar stimați-mi, da, aș vrea să comentăm un pic cele auzite anterior. Iarăși, sunt voci atât pro cât și contra, dar iarăși, o voce spunea despre faptul că nu crede neapărat un astfel de proiect prioritar, mai ales că copiii au parte de tehnologii oriunde nu s-ar întoarce. Și aici, cumva, nu știu, ne batem cap în cap. Vreau să aflu părerea dumneavoastră. Lăsăm copiii cu tehnologiile lor să-și vadă de treaba lor sau totuși ne implicăm și noi maturii să-i îndrumăm? Sau sunteți de acord cu ce a spus doamna mai devreme? Da, domnule Tarlă, pentru că... Societatea în genere se dezvoltă pe regulile ei. Vor unele persoane în parte sau nu vor, sunt niște reguli care sunt deja scrise și sunt testate în timp. Precedenta revoluție industrială sau tehnologică la fel, a avut și susținători, a avut și rezistență și știm care a fost rezultatul. Adică știind din start care va fi rezultatul, știind alegerea copiilor, tot ce ne rămâne nouă este să doar așa înțelept să direcționăm copiii spre ceva real, palpabil și cu utilitate pentru ei. Să nu își consume timpul pe internet doar jucându-se sau doar pentru distracții, dar să folosească acest timp și cu ajutorul școlii și cu ajutorul... Și a spus cineva din părinți foarte, foarte exact, este vorba și de relaționare. Cine ar învăța acest lucru dacă nu școala, dacă nu cei mai... să nu spun mai în vârstă, cei mai copți ca ei, care deja sunt, au trecut etapele, că deja pot să înveți multe lucruri utile și de la un copil de 12 ani. Și cine nu, cine ar face acest lucru mai bine decât școala? Și de asta, încă o dată, mă repet, direcționarea unor asemenea proiecte către școală, schimbarea școlii prin aceste metode vine doar să canalizeze această energie, acest efort în direcția necesară. Și atunci mâine vom avea pe piața muncii, în oferta școlilor, universităților, vom avea specialiști, vom avea tineri pregătiți pentru viață, care posedă și cunoștințe tehnice, și inovație, și creativitate. Domnule director, vreau să vă întreb iarăși, să ne vorbiți despre experiența dumneavoastră și despre acel moment când ați introdus acele cursuri de robotică. Care a fost, de fapt, atmosfera inițială? Și dacă la fel erau părinți care se uitau foarte, foarte sceptic la aceste noi cursuri? Da, dar înainte de aceasta vreau și eu să comentez două lucruri referitor la bibliotecă. În primul rând, nimeni nu exclude biblioteca. Și doi, trebuie să știm că avem bibliotecă electronică, care avem acces cu mult mai rapid și cu mult mai ușor poți găsi unele lucruri. Aici nu m-am vrut să menționez. Cât privește Universitatea de Medicină, că adică ce o să facă robotice acolo? Păi de acolo sunt foarte mulți roboți. Câte operații acum se desfășoară cu totul altfel decât să se întâmpla 10 ani în urmă. Așa că asta nu cred că încurcă cuiva sau poate să încurce cuiva. Nu, din fericire nu am avut... nimeni din părinți care să fie împotrivă la acest lucru. Inițial, spuneam mai devreme în reportaj dumneavoastră ați avut, că am început cu cercul de robotică, unde vineau chiar copii. Apropo, vineau sâmbăta și numai sâmbăta era cercul de robotică, vineau câte 4-5 ore pe zi și iată, vă închipuiți sâmbăta în loc să stea se ocupe cu altceva, să stea acasă, cel mai simplu, ei vineau la cerc, ceea ce înseamnă că era necesar. Am început cu o grupă, după care s-au dublat numărul de doritori și am mai creat o grupă și după care am decis în anul trecut, vara trecută, am decis că e cazul de acum să pornim și ca asta opțional pentru clasele a șaptea. La acest capitol, clasa a șaptea, una din clasele a șaptea, la prima lecție au zis că nu pleacă la robotică. De ce? Că le-au spus că e opțional. A doua zi eu mă apropie de ei și îi întreb, de ce n-ați fost? Păi, dar păi e opțional și noi. Nu, copilaș. A fost opțional până am decis că este. După ce este, e a vostru. La care au fost vreo doi copii care au zis, da, noi ce o să avem cu robotica, de ce ne trebuie? Condiția mea a fost simplă. Vă duceți la prima oră și dacă nu vă place, noi discutăm și găsim soluții. Ca după prima oră, în loc de cele 45 de minute care trebuiau să stea, eu stat o oră jumătate. La întrebarea mea, când m-am dus că revenim la idee, au zis că, domn director, ne scuzați, asta era. Elevilor trebuie să le dăm ce le place, dar o leacă un pic analizat de maturi, fiindcă lor era vorba, le place să joace și sunt mulți care se joacă. Aici trebuie oprit, trebuie cumva să fiindcă sunt jocuri diferite. Eu mă întreb, ce se face în mintea copilului acela care se joacă cu sânge, cu bătăi și cu toate ore în șir?
Dar dacă el stă și gândește și analizează, și iată din exemplu când vedeam, când trebuiau să redea unele fenomene, s-a dus în bibliotecă, o analizat, o văzut ce înseamnă acel fenomen, o văzut de la A până la Z totul cum merge, ca să-și dea seama ce trebuie el să facă. Iată, asta e altă mișcare a elevului în domeniul respectiv. Doamna Cristo, noastră spunea despre 80.000 de elevi. Vreau să ne concentrăm un pic pe această cifră și să ne spuneți mai exact din cei 80, cum vor fi aleși beneficiarii, pe cine vă veți concentra în mare parte? Application-based, se vor face aplicări. Mai mult ca atât, este nevoie să atragem atenția spre incluziune, adică trebuie să încercăm să atingem cât mai multe zone și cei care într-adevăr nu neapărat își pot permite acest lucru, pentru că foarte multă lume deja merge la cursuri. Domnul Vasilache a menționat, sunt activități în cadrul școlilor, deci ideea noastră este să adăugăm. Dacă vom putea face mai mult de 80.000, vom încerca să facem mai mult de 80.000. 80.000 este un target foarte mare, dar el vine cumva ca răspuns la ceea ce am făcut până acum. V-am menționat o cifră de 18.000 de persoane. E mult sau e puțin, nu știu. Deci încercăm să reieșim din activitățile pe care le-am avut până acum și din experiența pe care am avut-o până acum. Desigur, ulterior vom încerca să maximizăm. În total sunt circa 300.000 de elevi, dacă nu greșesc, în Republica Moldova. Deci de-aia și vine fiecare al patrulea copil. 80.000 de copii care vor beneficia de aceste cursuri, exact, absolut gratuit. Da, aici, application-based, conform, nu știu, situații. Deci, Consiliul Local și de internațional și diaspora, aici mizăm pe suportul lor. Pentru că, până la urmă, noi vrem să oferim first come, first served sau... era o întrebare în cadrul membrilor mei și dacă e first come, first serve, cum asigurăm calitate? Ok, facem application based, deci atunci îi selectăm după motivarea pe care vor, în plus după diferite targeturi pe care, sau unul vrea, cum a zis domnul Vasilache, unul vrea robotică, altul vrea 3D printer, altul vrea astronomie și VR, altul vrea matematică, altul vrea fizică, altul vrea altceva. Deci încercăm să... Ai matematică simplă, distractivă aici? Matematica distractivă este matematica... Eu sunt foarte pasionată de matematică. Foarte multă lume consideră că matematica este un obiect extrem de dificil. Pentru a exclude acest extrem de dificil, printre care este și fiica mea, apropo, una dintre, am zis că hai să vedem matematică distractivă. Matematica poate fi oferită în diferite modalități, pentru că ea, până la urmă, este foarte interesantă, doar depinde de modalitatea prin care o absorbi. De-aia și e distractivă. Prin distracție, prin joc, încercăm să învățăm lucruri utile. Pe lângă asta, noi nu vorbim doar de cursuri, dar și de lucru în echipă, lucru diferit pe care ei să învețe. Apropo, una dintre în focus grupurile pe care le făceam, un subiect foarte important era inteligența emoțională. Cum noi sau cum copiii noștri reacționează în diferite situații, cum se comportă ei în diferite situații. Până la urmă, de ce are asta cu tehnologiile? Păi, îmbinat cu tehnologiile, de fapt, tu crești o persoană foarte interesantă, pentru că ea este capabilă să comunice cu diferite tipuri de persoane. Vreau să vă zic că moldovenii sunt cotați ca specialiști foarte buni pe domeniul IT. Totodată, atunci când vorbești un extern, zic că uite la partea de soft skills. Ceva lipsește, ar trebui. Noi nu suntem atât de deschiși ca ceilalți, da? Deci, suntem foarte buni tehnicieni. So what? Deci, e nevoie să creștem la următorul nivel pentru ca să putem să îndeplinim și alte funcții. Da, inclusiv domnul Tarle menționa mai devreme despre anumiți pași pe care îi fac autoritățile în acest sens. Se vorbea despre educația digitală, care va fi studiată începând de la clasa 1, chiar din toamna acestui an. Despre asta s-a discutat și la ediția din acest an a forumului Moldova ICT Summit. Detalii vă invit și pe dumneavoastră să le aflați în continuare. Moldova ICT Summit a reunit săptămâna trecută mediul academic, guvernul, experții internaționali și partenerii de dezvoltare. Ediția din acest an este dedicată educației digitale. Lipsa de specialiști IT blochează dezvoltarea industriei, spun responsabilii din domeniu. Trebuie să avem un număr suficient de mare de specialiști din domeniul TIC, foarte bine pregătiți, gata să înfrunte provocările viitorului, gata să rămână aici acasă. Nu este de ajuns să folosim instrumentul IT în educație. Trebuie să revedem toată curicula. Am identificat o altă clădire în centrul orașului și îmi doresc foarte mult ca în Chișinău cât mai curând să apară al doilea centru
Teclio. Începem anul acesta, data de 1 septembrie, cu educație digitală pentru clasa 1. Pentru pregătirea profesorilor la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă va fi lansat proiectul pilot Clasa Viitorului, care presupune crearea unui centru de perfecționare dotat cu echipamente de ultimă generație. Eu am aflat de specialitatea la care învăț, participând la diferite evenimente de tipul ăsta, învățare pe bază de proiect în echipe de semestru. Și cumva asta e cel mai bun mod de a învăța, pentru că atunci când lucrezi într-o echipă, înveți mai mult de la colegii tăi. Planificăm să extindem centrele regionale de tip Techwell sau Fab Lab și să promovăm proiectul Clasei Viitorului. Astfel de evenimente sunt evenimentele care de fapt ne țin în top sau ne țin exact la informația zilei care este. Noi? Nu merităm noi oare un premiu Nobel, un Oscar, ori un Turing? Sau vom rămâne oameni buni și atât? Moldova ICT Summit 2018 a reunit peste 400 de participanți. Dacă este să vorbim în continuare despre proiectul 22, menționasem despre faptul că este și un consiliu local, dar și un consiliu al diasporei, iar în secundele ce urmează luăm legătura cu domnul Victor Guzun, membru al Consiliului Diasporei creat în cadrul proiectului 22, fost profesor și director de liceu în Republica Moldova, actualmente profesor la Universitatea Tehnologică din Tallinn, Estonia. Domnule Guzun, vă spunem bună seara! Bună seara, vă salut! Aș vrea inițial să ne spuneți ce v-a motivat pe dumneavoastră să vă implicați în acest proiect, 22. În primul rând încercăm de aici, din Estonia, de unde suntem, să contribuim cu ce putem, pe diverse paliere, să zic, pentru ca să transmitem cât mai multă experiență estoniană în Republica Moldova. Avem mai multe proiecte și pe administrația publică locală, și în domeniul justiției, și în jurnalism. Și ne-am gândit că și participând la acest proiect vom putea veni cu o valoare adăugată, 1. 2. Pentru că am lucrat timp de 5 ani în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Estonia și cunosc care sunt necesitățile școlilor din Republica Moldova, comparându-le cu școlile din Estonia. Și 3. Pentru că am fost profesor în Republica Moldova, am fost director adjunct al liceului Gheorghe Asachi și profesor de economie aplicată și înțeleg cât de bine aceste cursuri care sunt propuse de proiectul 22 sunt benefice pentru viitorul copiilor și societății noastre. Domnule Guzun, tocmai pentru că cunoașteți realitatea atât de aici în Republica Moldova cât și din Estonia, dacă e să faceți o paralelă între atât elevii cât și cursurile care se predau, cum le-ați caracteriza? Știți, chiar în față acum am rankingul PISA din 2015-2016, este un studiu făcut în 70 de state, OECD, și văd că Estonia se află pe primul loc în Europa, dacă vorbim de matematică, știință și citire. Republica Moldova se află pe locul 52, încă o dată spun, din 70 de state, aici excluzând practic Africa, Asia, deci... Practic, Estonia a făcut un salt imens timp de 20 și ceva de ani, iar ei au făcut acest lucru inclusiv prin programe de acest gen care își propune programul 22, anume programare interactivă, robotică, aplicații mobile, animație, realitate virtuală și în mod special antreprenoriat. Deci este un exemplu clar pentru Republica Moldova de urmat în acest domeniu și Estonia este probabil cel mai bun exemplu. De ce? Pentru că 20 ceva de ani în urmă, Estonia și Republica Moldova practic au fost la același nivel de dezvoltare, realitățile au fost aceleași, seturile de legi, programe educaționale au fost aceleași. S-a făcut un salt foarte rapid care poate fi făcut și în Republica Moldova dacă există programe și oameni care să facă acest lucru. De asta eu sunt absolut încrezut că putem veni cu un program care să schimbe categoric starea de lucru în Republica Moldova pe acest domeniu. Sperăm că prin intermediul dumneavoastră, dar și altor persoane care sunt în bună zonă, veți aduce acea experiență aici în Republica Moldova. Noi vă mulțumim pentru intervenție și vă dorim mult succes în continuare. Doamna Chiriță, vorbind anume despre diaspora, despre acest consiliu, vreau să ne spuneți foarte, foarte scurt, care este rolul diasporei, pentru că sunt mai mulți din țări, nu doar din Europa, din întreaga lume.
Ideea era pentru a atrage cât mai multă lume. Ori fiecare dintre noi cunoaște că practic o pătrime din populația Republicii Moldova de fapt se află în afara Republicii Moldova. Deoarece am zis că este vorba de commitment, este necesar commitmentul tuturor. Am ales persoane care vin fie din IT, fie din alte domenii, din state, din Italia, din Estonia, din Rusia. Apropo, avem o persoană de la Intel care stă cu sediul în Moscova, acolo unde avem oameni foarte mulți și foarte buni. Noi zicem că nu avem educație de calitate și totuși uite că toți acești oameni au reușit să ajungă undeva. Deci în momentul în care ei tot se vor implica, și cei locali și cei de peste hotare, poate va veni ziua când vor veni să zică că hai că vreau să vin înapoi Moldova să-mi fac o afacere, să cresc ceva, să deschid o companie sau altceva. Deci este nevoie să oferim mult mai multe oportunități pentru ca ei să să dezvoltăm împreună țara și, de fapt, domeniul, pentru că el este unul de perspectivă. În mare parte ne-am referit la persoane pe care le cunoaștem din domeniul IT, sunt influenceri, sunt un fel de lideri de comunități și ne bucură foarte mult că au acceptat, pentru că ei înțeleg, ei vor, deci cu cât mai multă lume este implicată, cu atât impactul poate fi mai mare. Vreau să discutăm și despre exemplul României în acest domeniu și mai exact despre impactul educației digitale la prietenii noștri de peste Prut. Discutăm despre asta cu domnul Dan Șulaman, președintele Asociației Profesorilor din România. Domnule președinte, vă spunem bună seara! Bună seara! Vorbiți-ne, vă rog, despre acele mai importante procese de modernizare ale sistemului educațional din România care au avut loc în ultima perioadă. Procesul în România a început cu un program guvernamental în urmă cu mai mulți ani, în 2001, a început SEI, un program guvernamental în care se introduceau în școli softuri educaționale la dispoziția laboratoarelor, însă de atunci fiecare școală a fost cumva pe cont propriu, profesorii mai mult sau mai puțin interesați de acest proiect și-au dezvoltat activitatea digitală în măsura infrastructurii puse la dispoziție. Și aici vedem o discrepanță puțin între rural și urban. Ce resurse au avut fiecare la dispoziție și profesorii cât au fost dedicați. Cum, în special mai exact, zona informațională, informatica a avut mai mult de câștigat. Cum s-au adaptat anume profesorii la acest proces de modernizare, la procesul de tehnologizare? Păi s-au adaptat în măsura în care au avut infrastructura, calculatoarele, da? Adaptate. Degeaba am un soft dacă n-am pe ce să-l utilizez. Degeaba am softul dacă n-am internetul da? Într-o aplicație online. Și aici vorbesc de la caz la caz. Acum, în ultima perioadă, s-au deschis unele linii de finanțare pentru aducerea la zi a infrastructurii, vorbind de calculatoare mai noi, care se poate să ducă unele programe care necesită viteze mai mari. Resurse mai bune. Domnule președinte, vă mulțumim și dumneavoastră pentru această intervenție. Vreau să vorbim acum pe final, pentru că inclusiv proiectul 22 va oferi atât lecții pentru profesori, 2200 de profesori, inclusiv acele tehnologii moderne în cadrul instituțiilor deja. Jumătate de milion de euro trebuie să adunăm cumva împreună, pentru că este vorba de acel commitment despre care ați menționat mai devreme. Vreau să ne spuneți pe final cum derulează de fapt această campanie de crowdfunding și cum oamenii se pot implica. Deci cei care doresc să contribuie intră pe 22.md și selectează nivelul de participare pe care consideră că ar dori. Sunt și reward-uri pentru asta pe care le primesc, adică premii înapoi în funcție de ceea ce contribuie și respectiv vă așteptăm. Ne-am pus targetul de 3 luni, să vedem. Practic 1000 de euro s-au strâns în câteva zile, în mai puțin, fără a avea foarte mari campanii. Adică avem persoane care au donat și câte 500 de euro din ăștia
1000, ca să înțelegem. Sunt care au donat 2 euro, sunt care au donat 500. Nu aș vrea să folosesc cuvântul de donare, și, dar totuși, de aia și-am zis componenta de commitment. Vrem să... angajament. Vrem să înțelegem că, de fapt, ceea ce utilizăm este pentru, sau ceea ce oferim este pentru educația a cât mai multor persoane care pot să reușească. Domnule Tarle, da, cum asigurăm desfășurarea acestui proiect, realizarea lui, să-l ducem iarăși așa, până la bun sfârșit? Desigur, guvernul își va asuma partea sa de sarcină. Noi, prin acest exercițiu comun, vrem ca să avem o înțelegere cât mai largă în societate. Am avut nenumărate întâlniri, discuții în perioada cât sunt în această funcție și am o concluzie pe care încerc să o transpun în viață. Majoritatea celor de generația mea și mai în vârstă sunt preocupați ca în țară să rămână tineretul, să aibă oportunități aici. Păi iată la ce vreau să le atrag atenția, la toți și la cei care vin din urmă și creează acum familie. Acest proiect, precum și altele, inclusiv parcurile IT, business IT, sunt proiecte care vin să ofere tinerii generații oportunități aici acasă. Și dacă este sensibilă urechea la bani pentru cei care fac orientare în carieră acum sau pentru părinți, este cel mai bine plătit sector și oferă salarii, cred că, mult mai mari decât oferă în alte zone însorite ale Europei, unde aleg compatrioții noștri să plece. Vrem să creăm oportunități aici acasă și de asta chemăm societatea să se implice, să susțină asemenea proiecte. Guvernul le va prelua și le va prelungi, deoarece se schimbă sistemul educațional. 100% vor avea de lucru. Nu vor fi șomeri cei care vor îmbrățișa această specialitate. Pe final, vreau să ne spuneți ce spunea să vorbeam de acest proiect. Vreau să zic că un punct care noi n-am reușit să vorbim astăzi despre el sunt cele cursuri online care spuneam la început, care nu putem, nici nu-i cazul, cred că, să numărăm câți le utilizează. Dar cifra aceea care dumneavoastră vă părea exagerată, ea poate fi și mai mare până la urmă. 80.000? Da. Da, dar nu părea deloc exagerată. Da? Adică așa, am înțeles. E reală. Da, fiindcă aceste cursuri pot fi folosite de oricine și atunci chiar poate să fie cât mai larg această utilizare. Acei 300.000 despre care v-ați menționat dumneavoastră că sunt. Da. Și de ce nu și părinții? Și de ce nu și părinții? Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în ediția din această seară. Vă doresc mult succes până în iulie. Până atunci va dura această campanie de crowdfunding. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Noi deja ne revedem mâine la aceeași oră de Ziua Mondială a Libertății Presei, când vom discuta despre piața mediatică autohtonă. Rămâneți în continuare pe TVR Moldova. O seară bună vă doresc. La revedere.